din seria Meserie Tehalesc. Și cea mai tare priză. Așa ceva. Ai vrea să spui mai rar, dar așa ceva, frecvent. La bubuie de la fulgeri. Da. Sau de la trăzni, că de la fulgeri mai rar. Deci facem tutorial cum se dezolează firele. Te de unde se ia ăsta albastru, e o fază care merge în cablul ăsta gri, care e și dezizolat, iese și se duce aici și coboară în priza asta. O priză legată la 40 de amperi. Și hai să vă mai arăt ceva frumos. De ce avem nevoie de paratrăzne? Deci singurul care merge e ăsta din dormitorul în partea așa. Da. Singurul televizor care funcționează. Paratrăzne, de descărcător. Da. Jucării. Jucării pentru copii. Uite cum arată burlanul. L-a făcut vărzic. Și uite-l acolo la cot, uite, îți dai un detaliu, uite-l la cot, cum e flamat, cum l-a spulberat, cum l-a aruncat din... Negru tuciuriu. Da. Da, știu că e un amalgam la început de clip, din care nu prea ați înțeles nimic, dar vă explic așa pe scurt. Sunt cu colegul Eftimie. Vă salut, de data asta sunt eu la volan. De data asta e el la volan, că a rămas fără permis. E să bucure haterii. Să bucure, dar poate să ajunge ca tine, să nu se mai bucure. Așa e, când ești proști și dormi la trecerea de pietoni, știi? Asta e, nu mai detaliem, că n-are importanță. Va trebui detaliat, nu nici pe departe să pună în pericol pietonul angajat în traversare. E vorba de 2 sau 3 benzi pe un sens, cu scoari intermediar și alte 2 sau 3 benzi pe sensul lui de rulat. Da? Pietonul era angajat pe celălalt sens în traversare. Pe mine mă interesează ce scrie în procesul verbal. Asta ca apropo la ce a făcut Ștefan, eu ți-am dat-o ca o ce de zile, și de zile. Legea e legi. Că era pietonul la un kilometru sau că era... Că nu l-am pus în pericol. Mai puțin important. Așa, să revenim la ce v-am arătat liber dreapta. Asta e, da. La ce s-a întâmplat la căsuța asta, un mic fulgeraș și așa. Sunt niște plopi acolo cât înconjurată casa. Da, culmea e că știți mitul că fulgerul lovește cel mai înalt punct. Și de ce spun mit? Pentru că este mit. Pe unde, aici. Pe unde e aerul cel mai ionizat se duce, n-are nicio legătură cu cel mai înalt punct. Casa are undeva la 12 metri înălțime, plopii 30. Nu i-a atins niciunul din ei în niciun punct. Distrus burlane, în casă zero barat, nu mai e nimic. Gen televizoare, mașină de spălat. Un pic mare valoarea la împământare, bineînțeles fără paratrăzne, problema e că avem niște căblulețe prin spate băgate sub polistiren, aviz amatorilor, care s-au făcut praf, au și făcut polistirenul, eu nu știu cum l-a luat foc casa clientului. Ia iubi Dumnezeu! Dar paguba e maximă, deci nu știu dacă au rămas 2 electronice. Am dita mai lista trecut acolo, trebuie să-i facem un proces verbal cu ce daune are. Și din 40 de electronice n-a rămas nimic, nici măcar becurile. Burlanele le-ați văzut din unul de sus, n-am mai filmat, eu că am găsit după un cot la vreo 20 de metri distanță, înfipt într-un copac. Deci ăla era proiectil direct
dacă erai cu în zonă. E bine că s-a terminat doar așa. Cablurile alea care se trase pe sub polistiren, am tras un pic de, că e peretele, zici că e explodat așa. Și e polistirenul negru. O grămadă de pagube. Și atunci vorbim cu ai noștri profesioniști. De ce trebuie, domne, descărcător? De ce trebuie releu de supraveghere fază, că nu se întâmplă nimic? Uite că se întâmplă. Și te costă câteva sute de milioane să ții iar electrocasnicele, asta având norocul clientului de azi că nu i-a luat focasa. Trebuiesc toate chestiile astea. A fost și Enelul sau cine e pe zona aici. Și-au schimbat, că bineînțeles că au pocnit toate fuzibilele, că alea au salvat mare parte din din nenorocire. Merge. Alea au salvat mare parte din nenorocire, fuzibilele au avut MPR-uri și a schimbat cu un separator de 100 de amperi, pe care eu nu l-aș fi pus, aș fi pus tot MPR-ul, dar bineînțeles că n-au avut la ei, că de ce să avem MPR-uri la noi? Și au pus un separator normal ăsta de 4 module, deși trebuia să-l pună de 3, dar și o să continui filmulețul de la atelier să vă arăt capodopera făcută în 1998. 1998 e făcut tabloul, de atunci și PMPT-ul. Să vedeți niște siguranțe bipolare în care e trecută doar faza. Tabloul, uite pasarela sus, are pământ în buletin, nu o vede. Deci am uitat ce vreau să zic. Se intră cu 32 C32, intră într-un C32 conductor de 4 sau de 6 din BMPT. Toată instalația e făcută pe 1.5. Avem siguranțe bipolare în care a trecut doar faza. Apropo de ăștia cu bipolarele și unul pe plusem. Te doare cap. Da. O să continui de la atelier, ne uităm frumos pe poze. Chiar n-am avut timp să filmez. Dar am spus, toată lumea zice că nu se întâmplă, nu se întâmplă. Uite că până te nimerești. Exact. Nu e o avere să pui un descărcător. Nu e nici ieftin, dar nu e nici o avere față de valoarea pe care o pierzi. Aici vorbim doar de pagube materiale. Și au fost și băieții de la Orange mai devreme, cu care am stat un pic de vorbă. Nu există, tati, pe curent slab, nu există legat nimic la echipotențial, nu există protecții, nu există nimic, deși e obligatoriu. Nimeni nu pune, intrăm cu ce ne vine la, cu ce ne-a venit la mână, pe alea le punem. Dacă existau, nu mai aveam cabluri TV negre și trăznite și bla bla bla. Putea să aprindă polistirenul, cred. Ei, dacă acolo a găsit, uite, îmi pare rău că n-am făcut poză. Era mai sus, mai. Că deșteptul care a băgat canal de cablu, sau o fi fost fiind casa așa de veche, a băgat canal de cablu, a băgat cabluri TV și unul de pentru o priză exterioară. Și ori a băgat polistirenul peste cine a montat polistirenul, ori invers, nu mai contează, trebuie montat aparent. În orice situație, nu-l bagi în polistiren, că hai să-l ascundem, că așa vrea clientul. Asta e, ce vrea clientul e mai puțin important. Mai întâi să respectă regulile și după aia ce vrea clientul. Dar ca să ne mai lungim, discutăm pipoze. Da, și cum ziceam și în clipulețul de mașină, să vă arăt celebrul tablou.
Avem aici un C32. Ne arată și schema pe el. Protecție magnetotermică. Aici avem bipolare C20. Bineînțeles, toți conductorii îți dă 1,5 și 2,5 câțiva. Instant de apă C20 pe 2,5. O să vedeți ce frumos sunt folosite bipolarele astea. Ce am înțeles la ele e că sunt de două module, nu e ca unul pe plus N, dar tot N-ul nu are protecție. Să vede, e pasiv. E ca un întrerupător normal. Fie NG. Ăsta e generalul. Un C25 să fie. C10, C10 și un C16. Hai să vedem ce conține pachetul cadou. A scris pe fundul mă, la prize lumini, lumini exterioare. A scris pe fundul ăla. Aici vine alimentarea de la Enel pe 3 roșii și un alb. Ăsta de aici vine pe, uite, e un copex sus aici undeva. Vine alimentarea, bineînțeles, și pleacă pe culoarea culorilor. Dacă vedeți aici e un MYYM, care e 5 ori, că se vede verde, galbenul, albastru și era și griu pe undeva. E 5 ori, dar el l-a pus negru, maro, albastru. Merge, ce nu merge? Și după ăsta e alimentat tot, bineînțeles, cu macaroane. Uite, e plecat aici. Următoarea fază cu albastru, următoarea fază cu albastru, că merge. Uite, și e alimentat și ăsta. Și te duci cu capul. Uite-le, bipolarele vieții. E folosită doar faza. Faza, ăsta va care și unul trecut pe verde-galben. Ăsta la fel, doar fază. E un pol plus nul, dar două module, că nu e bipolar. Da, da, corect. Și în cadrul de n-a avut loc. Dă-i un pic mai jos. Deși par mai groase, ieșirile din tripolară sunt pe 1,5. 1,5. Alea roșii. Alea roșii sunt 2,5. Sunt pe 1,5. Alea roșii sunt 2,5. Albastru e 1,5. Deci par în poză așa că le vedeți mari și nu știu ce. Nu e, deci sunt subțirele maxim. Hai să vedem și următoarea poză. Nu știu unde dracu a găsit culorile astea și uitați-vă în bara de nul câte culori a adus. Ia uite-le. Verde, verde, galben, verde, galben. N-are mă, tati, nimic. Iar la izolația conductoarelor din 98 le-a scuțit eu cu cată. În 70 le-a scute. În 2022 nu mai au nicio scuză. Diferențial nu avem. Nu ne trebuie. O poză mai de ansamblu așa. Și alea de la contor. Sper că să se vadă în filmuleț înainte. Deci cum sunt băgate alea la contor, dezizolate un centimetru. Hai că faci o greșeală ca asta, să zicem. Că ai lăsat un 4-5 mm, deși nu e normal. Dar alea la contor, nenea Enel, cu bocancii le-ați dezizolat. Deci sunt un centimetru jumate cuprul lăsat afară. L-o fi lăsat de test. Păi, au schimbat contorul, au pus din asta inteligent și e cu prindere pe șurub, pe un singur șurub, nu pe două. L-am scos din vechiul contor care era cu prindere pe două. Pe șurubă, două șurubă, da. Și intrau mai adânc în... Și n-avea patent, nici patent n-aveau. Da. Ce, lasă, cine pune mâna acolo? Nici patent, hă? Da, astea sunt capodoperele din țara asta. Uite, dar stilul e păstrat peste tot, stilul brâncovenez, vezi? Da. Adică n-a dezvolat pe vreunul mai puțin sau pe unul mai mult. Toate au minim 5 mm belite de ampurure, ca să nu zic altfel. Păi a avut grijă să nu pui mâna pe acolo. Te înțeapă aici.
Aici îți trebuie o facultate normală și una de științe băligăroase ca să-ți dai seama care dracu e baradănul și care dracu e, că oricum tratarea cu indiferența neutrului e aplicată în cât se poate. N-am făcut poze la centrala electrică, centrala electrică de vreo, cred că 24 de kW, unde s-a montat o tripolară în care a intrat L1, L2, L3 și lângă un C6 care era nulul. Noroc. Adică MYYM ăsta care pleacă din ăsta, de aici, da. Ăsta, uite. Dar ce e interesant că avea nulul pe 6 și separat. Adică o monopolară era nul și o tripolară erau fazele. Norocul lor până acum cred că a fost că centrala e la 400 de volți. Deci dacă mă uit cu atenție, nu pare MYYM, este masiv, e și e 4 ori. E. Nu e masiv, e lițat, uite. Lițat, da, lițat. MYY, păi când intri în magazin, mi-a cerut electricianul 4x6, 5x6. Ce-mi dai? Păi am NIMJ, am aia, dar ăsta e cel mai ieftin. Dar ia-l pe ăla, că nu știe nimeni că ăla se folosește la, nu se folosește la instalații fixe. Da, și combinația asta s-o faceți peste tot, băieți. O tripolară cu toate fazele în ea, cu toate trei fazele și un N separat. Și să ne rugăm să lase N-ul prima oară. Că la jos când oprești fazele, după aia N-ul, dacă vrei să-l lași jos. După care ridici N-ul și după aia fazele. Dacă ai încurcat un pic ordinea... Ai avut echipament. Da. Partea de 2-3. Cam asta la filmulețul ăsta. Sfatul de la sfârșitul filmulețului. Releu, monitorizare, fază și cât mai multe descărcătoare tip 1, tip 2, tip 3 și pe vibrator și pe ultimul consumator din casă. Receptor, drag. Așa se numesc? Da. Aoleu. Aoleu. Am pupat, ne vedem la filmulețul următor.